Știi că stresul omoară? Salut! Sunt Larissa Banks. Scrie un comentariu că vrei mai multe informații. Și dacă ești deja înscris în Young Living, te rog să te adresezi persoanei care te-a înscris pentru mai multe informații. Toți trăim în modul zboară sau luptă. Pentru stres, totul e important. Acum. Stresul e la maxim. Indiferent de ce facem, creierul are impresia că nebunește. Mușchii se încordează. Totul e ca la cutremur. Stresul dă shutdown la digestie, la reproducere, hormoni. Adică tu ești ca un rollercoaster. Sus, jos. Din cauza stresului, ajung oamenii la boli autoimune. Stresul. Noi avem un alt care are un nume ușor de reținut. E ca și când trebuie să te întrebi, oare pentru ce e ăsta? Pentru ce e ăsta? Stress away. Înseamnă să folosești uleiul și să deranjezi câteva molecule din ulei. Asta nu înseamnă că ai inhalat uleiuri. Ai folosit un ulei când l-ai pus în palmă, nu când ai mirosit din capac. Creierul meu zice, vreau mai mult. De ce am așteptat așa de mult? Am suferit așa de mult? Între aplicări. Scoate uleiul. Și începând de acum, puneți telefonul să sune la fiecare oră. Când sună ceasul, aplici obligatoriu intervenție! Cum scapi de stres? Respira. Am învățat până acum cum se fac exercițiile de respirație. E corect, da? Inspirăm. 2, 3, 4. Ținem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cu zgomot. Ținem. 1, 2, 3, 4. Respirația e acceptată de toate religiile Pământului. Mi-mi place să o numesc și meditație. Noi uităm să o practicăm ca o meditație, uităm. Respirația este o meditație. Aduceți-vă aminte de respirația în pătrat sau în formă de cutie. 2. Când ai un gând negativ, sistemul imunitar scade. Când ai un gând pozitiv, sistemul imunitar crește. Și vorbim aici la nivel celular. Există o conexiune între gândul tău, sistemul imunitar și sistemul nervos. Poți să-ți ajuți sistemul imunitar pentru un gând bun sau invers. Și aici îmi permit spun că a fost un șoc pentru mine când am venit în România și am văzut cât de mulți copii sunt bolnavi. Am înțeles când am mers în parc pentru prima și ultima dată cu copii. Părinții îi făceau în toate felurile pe copilor, strigau la ei cât de incompetenți sunt, că nu pot să facă ei acrobiațiile pe care le vreau părinții. Îi făceau proști. Le spuneau că nu sunt stare de nimic, că acum iată te duc acasă. Venea mie să plâng. Copiii mei nu au mai mers decât în parcul unde nu era nimeni. Sau mergeau cu nepoții mei la prietena mea, Nelly, la parc, care a fost ca o mamă pentru băiețelul meu care a murit în vara anului 2019.
Folosește Stress Away. Asigură-te că scoți cel puțin o picătură. În loc să tai doar pe la nas, așa ca un teaser. Ia uite ce am aici. Dar nu o dau ție. Na, 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 na. Când ne halezi, te bucuri de moleculele volatile. Nu de uleiul ca și întreg. Știi ce faceți unul dintre voi? Vă străduiți să luați doar o jumătate de picătură. Doamne ferește! Să cadă o picătură, două? Lasă să curgă, o să vină câte picături ai nevoie. N-ai stress away. Trimite-i un e-mail, un mesaj persoanei care comandă produsele aia, dar și spune să comande. Două, trei. Care este uleiul pe care o să-l folosești astăzi de noră în noră? Setează-ți alarma și să ne auzim cu bine. Pe curând.